planul tehnico-economic, fază proiect, tehnic de execuție pentru obiectiv de infrastructură de irigație în sistem automatizat, spații verzi, zona sud, de municipiul Focșani, județul Vrancea. Inițiator, primar, inginer, Decevalu Baciți. Dacă sunt probleme cu acest proiect, dacă nu, da, domnul consilier Tănase? Vreau să vă spun în legătură cu acest proiect, că a fost foarte prost gestionat din punctul de vedere al comunicării către populație. Știți cu toții că oamenii în sud, locuitorii sudului, au intrat într-o oarecare panică. Vis-a-vis de... Domnul președinte, dumneavoastră sunteți președinte sau trebuie să țineți cont de ce vă spun și ce ați consilier? O să țin și eu. Nu vreau să spun decât atât, că a fost... Auziți, stați un pic să vorbesc, domnule. Lăsați-mă să vorbesc, domnule. Domnule, eu sunt președinte, să conduc ședința, nu să mă conduceți dumneavoastră. Păi eu am să vorbesc, nu te conduc. Vorbiți, da, puteți vorbi, dar nu vorbiți pe proiect. Eu v-aș ruga pe dumneavoastră să vorbesc. Ce ați mai spus? Și ce vreți să vorbesc pe proiect? Păi spuneți despre... Vorba de indicatori la... Lucrarea de indicații. Da, și vreau să spun despre indicatori. Nu prea vorbiți. Haideți, vă rog. Unii cetățeni sunt chiar panicați. Pentru că se vedeți că le taie acei arbori. Știi cu toții, vara care a trecut a fost foarte călduroasă. Și se gândesc oamenii. Dom'le, noi ce facem? Știm cu toții că sudul nu are parcuri, nu are spații verzi. Într-o măsură foarte mică au spații verzi. Și de aceea vreau să spun că primăria trebuie să aibă o comunicare mult mai bună cu acest cetățen. Să le transmită. Eu nu știu, domnul președinte, de ce vă dați din cap și tot vă deranjează că spun o realitate. Asta e o problemă cu care se confruntă cetățenii din sud. Puteam să vorbim calm, liniștit. Eu vă spuneam ce aveam de spus și cu asta basta. Mulțumesc. Auziți, domnul Pați, eu sunt liniște, să știți. Dumneavoastră sunteți neliniște, că vreți să spuneți ceva. Dar v-aș ruga să spuneți pe proiect, nu spune ce s-a întâmplat. Asta e altă poveste cu altă situație. Acest proiect de hotărâre va face ca acest program BIDU să aibă continuitate după ce el va fi implementat. Nu să avem iarbă verde la recepție și după o săptămână de zile să o avem uscat. Da? Asta e un aspect și al doilea aspect. Cetățenii au fost informați despre acest program încă de anul trecut și astă primăvară și astă vară au fost informați despre acest lucru. Este adevărat că există anumite, mă rog, nemulțumiri din partea unor cetățeni pentru chestiuni punctuale, dar care nu afectează proiectul în ansamblu său. Prima dată noi am încercat să inventariem toți copacii împreună cu cei de la Sidvic, pentru a putea fi intabulați și atunci au avut senzația că îi tăiem pe toți. Este o prostie să tăiem un copac care... Gata, vă mulțumesc!